băieții ăștia de la Fer chiar au tot pe om barba lor, adică pe bune. Acum nu vreau să fiu avocatul diavolului în situația prin care foarte mulți români, economia, IMM-urile trec datorită creșterii nejustificate a prețului la energia electrică în primul rând, dar legea trebuie aplicată și bineînțeles că înainte toți spuneau când se vorbea de compensări și de legile care au încercat să ajute oarecum populația prin scăderea, pentru că trebuiau acoperiți de undeva. Sunt două ministere care trebuiau să plătească. Știți cum e chestia aia la presiune când e cu bombă, când se explodeze submarinul la film? Păcate, și e da așa pe roșu. Știți ce ușor ar fi fost în România? Și fiți atent că face acu așa. Domnul Laurențiu, ce ușor ar fi fost în România ca tot sistemul energetic pe care îl înțeleg foarte puțin din România să fie al statului român, și producători, și transportatori, și distribuitori, și furnizori, era foarte bine. Din păcate, din nefericire, pe producție suntem majoritari ai statului român, pe furnizare, distribuție, suntem minoritari statul român. Bun. Ei, acum dați-mi voie bine să... că sunt mari jucători europeni. Hai să vă spun de ce face acu așa ca la submarin. Dar o întrebare, dacă știe cineva din platou să-mi răspundă. Ia. Care este cuantumul energiei tranzacționate în România într-un an de zi? V-am spus emisiunea trecută, vreo 30 de miliarde. 30 de miliarde de euro, nu? E o sumă substanțială. Cam care ar fi profiturile Cam din suma asta? Cam cât un PNRR. Cam care ar fi profiturile din suma asta?